S-au scurs 4 ani de zile cu acest trecut mandat. A fost un mandat și o administrare, un parlament extraordinar de complicat, format din 3 formațiuni politice, Alianța pentru Integrare Europeană 1 și 2. Pe urmă s-a mai format încă o mică alianță, dar iată, a luat sfârșit acest cuplu și începem un nou scrutin electoral și vrem să ne lăudăm și noi ce am făcut, ce n-am reușit să facem și vrem să propunem și alte soluții în continuare. Cu adevărat, drumul nostru către o viață mai frumoasă, către o bunăstare, drumul nostru european este foarte anevoios, dar încet, încet ne mișcăm spre un viitor luminos. De-aia și astăzi noi, cu o deosebită plăcere, am invitat pe ex-ministrul transportului, domnul Anatol Șalaru. Domn ministru, bine ați venit la noi, sunteți foarte drag. Datorită susținerii dumneavoastră, noi am reușit niște lucruri extraordinare acasă, ceea ce vă mulțumim frumos. De fapt, ceea ce ne-am pus în gând în mandatul trecut, după părerea noastră, Partidul Liberal l-a îndeplinit undeva la 70%. S-au îndeplinit, de fapt, 3 proiecte cu un volum extraordinar de mare. Vrem să vă spunem că am câștigat direct din start, din primul an de mandat al domnului ministru, în primul an, 1 kilometru de asfalt până aici, până la pod. A doilea an am făcut încă 1,7 km până la capătul străzii lângă fabrica de vin. Am obținut un proiect de 1 kilometru apeduct la brigada de tractoare, ceea ce mulțumim frumos prin intermediul Ministerului Mediului. Și unul din proiectele cele mai mari care le-am obținut, vrem să vă spunem, în mandatul cu Partidul Liberal, este vorba de proiectul care atât de mult se discută și mulți discută și discută și de rău și de bine, dar să țineți cont un lucru. El este câștigat și cu anevoie, cu multe probleme, dar o să-l ducem la capăt. Este un proiect, e vorba de sistemul vestit de canalizare. De fapt, oameni buni, acest proiect este un proiect foarte important pentru noi, pentru sănătatea noastră. De aia și mult se vorbesc, dar de fapt puțini cine a pus trudă ca să aducem acel proiect. Puțini, dar mult vorbesc alții. Dar de aceste lucruri, dacă ne permiteți, eu vreau să prezint oaspeții noștri care vin astăzi la noi în oaspeție cu un mesaj de felicitare. Candidatul la funcția de parlamentar din partea Partidului Liberal, pe locul 3, este domnul Anatol Șalaru. A doilea candidat la funcția de parlamentar pe lista Partidului Liberal este domnul Vladimir Cernat. Vă aud eu un pas înainte, mulțumim frumos. Pe locul 16 dumnealui șede. Și pe cea mai înaltă listă a Partidului Liberal mă aflu eu, pe locul 44. Dacă ne permiteți, domnule ministru, o să, dumneavoastră o să luați un mesaj de felicitare mai târziu. Acum eu îi dau cu mare plăcere domnului Cernat să ne spună și el câteva cuvinte de felicitare venind la noi la Costești, care este din Ialoveni, de fapt. Da, mulțumesc. Bună ziua încă o dată, stimați costeșteni. În primul rând vreau să vă felicit că avem o sărbătoare sfântă, Sfânta Paraschiva. Este hramul în orașul Ialoveni, în orașul unde m-am născut eu. Și vă doresc ca Sfânta Paraschivă să vă aducă liniște în familie, să aveți parte de tot ce este mai frumos. Într-același timp, copiii care vă înconjoară să crească în familie creștine și cu voia Domnului să ne reușească toate cele bune care ne le-am propus să le realizăm. Suntem în plină campanie electorală, partidele fiind practic toate cu mesaje și nu o să auziți de la cineva că au mesaje în afară de că vă doresc binele dumneavoastră. În acest context, rămâne de chipzuința noastră și a dumneavoastră să înțelegeți cine este cel mai credibil. Și vreau să spun că pe acest eșantion, Uniunea Europeană a făcut niște calcule și Partidul Liberal se află primul dintre partidele cele mai credibile din Republica Moldova. Este un merit a nostru tuturor, deoarece nu am fost implicați în scheme corupte, dar ne-am ocupat de binele cetățeanului, de implementarea anumitor proiecte.
Cum a spus domnul Tudor, președinte organizației teritoriale din Costești, în satul dumneavoastră avem practic cele mai mulți bani valorificați. Ce ține de drumuri, canalizare, în linii generale de infrastructură. Multe aceste lucruri se datorează faptului că la conducere, la Ministerul Transportului, anume am avut pe domnul ministru Șalaru, Anatol Șalaru, care a binevoit și ne-a ajutat în toate cele bune propuse pentru localitatea dumneavoastră. Rămâne de transmis fiecărui, nu din cei puținitei care suntem acum aici, deoarece, înțeleg, este o zi de lucru, dar cei care sunteți aici, înseamnă că vă pasă de viitorul vostru, de viitorul copiilor voștri, înseamnă că mesajul trebuie transmis mai departe. Și în dependență de munca care și efortul care îl vom depune fiecare din noi, rămâne reușita noastră. Dar să știți că de la 89 încoace nu am mai avut așa răscruce, așa o nevoie de ajutorul dumneavoastră, deoarece suntem practic la o dilemă. Ce să alegem între Uniunea Europeană sau Uniunea Vamală? Între pace sau între bine? Între bunăstare sau războaie? Dați să ne uităm ce se petrece acum la moment în Ucraina, la vecinii noștri. Lugansk, Donbass, au luat Crimeea. Eu înțeleg că fiecare din noi dorește pace, în primul rând în familie, în societatea care trăiește, dar pacea și tot ce reușim noi este fructul muncii noastre, nu al lui altcineva. De aceea trebuie să ne gândim foarte bine cum transmite mesajul și să știți, cu Pele numai în familia NATO și UE. Și de ce anume... Și de ce anume Partidul Liberal promovează NATO? Să știți că Alianța Nord-Atlantică nu este numai un scut ce ar ține de parte de vrăjmașii noștri, de oamenii care doresc rău nouă Republicii Moldova. Dar într-același timp este garant pentru investitorii mari din lumea întreagă care doresc să investească în Republica Moldova. Având scutul acesta, oamenii știu 100%, investitorii știu 100% că banii lor sunt protejați, de aceea fluxul de bani care este așteptat spre Republica Moldova va fi mai bine venit atunci când vom fi apărați. De aceea trebuie să duceți mesajul mai departe așa cum trebuiește. N-aș sfătui ca mulți din dumneavoastră să fie parlamentari și eu sunt acela care cu cerșitul, după ce votăm noi, eu am avut așa un ideal, să nu-i lăsăm pe parlamentari în pace, în liniște după ce i-am votat. Și domnul ministru Anatol Șalaru poate să confirme acest lucru după ce i-am încredințat votul. Și vreau să vă mai spun, și dumnealui a fixat lucrul ăsta, din 90 pe domnul ministru l-am votat, el a revenit iarăși la noi, ne-a susținut și în continuare credem că o să ne susțină în crearea noi condiții sociale în localitatea noastră și nu numai în Costești, dar în întregul în teritoriul a Republicii Moldova. Domnul ministru, veniți vă rog aici. Bună ziua! Nu întâmplător începem campania electorală la Costești. Pentru mine Costești este al doilea sat natal, e legat de soarta mea de Costești încă din 1988, 89, 90. Și de fiecare dată am revenit aici. Ce am făcut pentru Costești, domnul Tudor, el se laude mai bine pentru alții. Eu nu vreau să repet, eu vreau să spun că noi împreună putem să facem mult mai multe lucruri pentru satul dumneavoastră și nu numai pentru satul Costești, dar pentru toate satele din Moldova. Și în această campanie electorală nu vom mai discuta noi despre programe, despre strategii, despre doctrinii politice. În această campanie electorală tot s-a simplificat foarte mult. Fiecare va ieși în față cu ceea ce are mai scump. Și mai scump noi avem oamenii. Noi am ieșit cu o ofertă electorală pe care nu am făcut-o până acum, și anume Dorin Chirtoac, prim-ministru. Fiindcă noi am văzut în toate celelalte campanii electorale, a fost foarte frumoase promisiuni, dar oamenii ajungând sus s-au discreditat și nu mai contează foarte mult cuvântul unui politician sau altuia. Acum oamenii votează pentru oameni și noi oferim cetățenilor noștri ceea ce avem mai bun. Oamenii cei mai buni pe care îi are Partidul Liberal, inclusiv și domnul Cernat, care sunt sigur va fi un politician extraordinar.
Vă felicit cu ocazia marii sărbători, care este Sfânta Paraschiva. Sfânta Paraschiva este legată de moldoveni, este, moaștele sunt la Iași, și, fiind și aici Moldova și acolo Moldova, și noi toți fiind legați sufletește, ne ocrotește și ne protejează și pe noi, nu numai Iașul și nu numai moldovenii de dincolo, dar și pe cei de aici. Eu vă doresc mult succes în continuare, mobilizare extraordinar de mare, va fi greu fiindcă mulți oameni și-au pierdut încrederea în politicieni, dar nu și-au pierdut încrederea în Partidul Liberal și în oamenii Partidului Liberal, în domnul Dorin Chirtoacă, Mihai Ghimpu și ceilalți membri ai echipei liberale. Succes!